la vlogul meu pe mare! Datorită muncii grozave a mamei, ne aflăm acum pe SS Jungla Aventurii, o navă de croazieră ecologică de ultimă generație care ne va duce în cea mai uimitoare vacanță a familiei Roberts. Și la cea mai tare petrecere aniversară! O mai știți pe Chelsea? Bună! Sora mea mai mică! Nu atât de mică! Mâine împlinesc 7 ani! O să pierdeți îmbarcarea! Haideți! Așadar, se pare că ridicăm pânzele! Vrei să închei tu, Chels? Pace! Oh, și nu uitați! Să reveniți mâine pentru cea mai tare petrecere aniversară! Să cred că ne petrecem vacanța în familie pe nava asta minunată. Și ziua mea! Ce să facem mai întâi? De toate! Adică, de toate! Hei, trebuie să rămâneți împreună și să aveți grijă de Chelsea. Mamă, am aproape 7 ani. Barbie, tu ești sora mai mare, așa că tu ești responsabilă. S-a făcut, capitane! Grozav! Sora mijlocie din nou. Trebuie să mă duc să vorbesc cu inginerul șef. Se pare că e o eroare în sistemul de operare și nimeni nu o găsește. Nu o să lucrezi toată vacanța, nu? Sigur că nu. Îți promit că toată ziua de mâine ți este dedicată ție. Ura! Bine, eu plec. Ne vedem mai târziu. Pa! Pa, pa! Mai târziu! Dacă n-aveți nimic împotrivă, eu aș vrea să trag un pui de somn înainte de cină. Vreau să intru în starea aia de relaxare, de croazieră. Somn ușor, tată! Sună bine! Mulțumesc, fetelor! Găsim noi ceva distractiv de făcut, nu? Sigur! Clar! Așa! Patru fiice! Deci se întâmplă asta? Și acum ce facem? Ce-ar fi să căutăm cel mai bun loc de pe navă unde să ținem petrecerea lui Chelsea de mâine? Ura! Lui Chelsea îi place ideea asta! Oh, ați auzit asta? Sunetul ăsta! Bum, bum! Oh, mă cheamă! Haideți! Cred că sunt în rai! Basket cu trambulina? Te poți gândi la ceva mai frumos pentru o zi de naștere? Ador sporturile hibrid! Eu mă bag, tu ce spui, Chels? Și eu, pare distractiv. Îmi pare rău, trebuie să ai înălțimea asta ca să poți participa. Oh, n-am știut. Ei, acum știți. Ca director de activități pe navă, treaba mea este să mă asigur că toate activitățile se desfășoară într-un mod sigur și adecvat. Oh, hei! Director de activități! Sunteți omul de care avem nevoie! Căutăm cel mai bun loc pentru a ține pe... Dar... nu-i nimic, Chels! Găsim noi alt loc în care să ținem petrecerea. Stacy! Trebuie să mai căutăm! Nu se poate! DJ Plantă mixează aici? De ce poartă o mască de floare? Pentru că e înspăimântător să mixezi în fața unor străini. Și în plus e atât de tare. Ăsta e locul perfect pentru petrecere. Mă bag la puțin dans. Tu ce părere ai, Chels? Mi-ar plăcea o petrecere cu dans. Hei, 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 hei! Clubul ăsta e pentru adolescenți și numai adolescenți, fără vârste dintr-o singură cifră. Bine, păi poate dacă ați putea să stați pe loc ca să vorbim, am putea... Skipper! Nici aici nu putem ține petrecerea lui Chelsea! Vino aici! Îmi pare rău, Skipper. Poate că o navă nu e cel mai bun loc pentru o petrecere. Nu renunța, Chelsea! Locul ăsta e uriaș! Trebuie doar să găsim pe cineva care să ne îndrume în direcția cea bună. Și uite că am găsit! Haideți! Hei! Mă scuzați! Serios? Stai! Puteți să stați locului măcar o clipă? Trebuie să organizăm o activitate!
activitate specială. Mâine e ziua mea. Câți ani credeți că fac? Nu știu, 4? 4? N-am mai avut 4 ani de aproape 3 ani. Bine, 7. Nu prea îmi pasă de tot ce ține de copii. Dați-vă la o parte, am activități de supravegheat. Exact, tocmai de asta vrem să vă întrebăm care este cel mai bun loc de pe navă pentru a ține o petrecere. Să răspund la întrebări nu ține de mine, dar asistentul meu vă stă la dispoziție. Saltare! Eu mi-s Arlin și sunt, de fapt, director de activități asistent. Nu sunt asistentul lui. Cum spui tu, Arlin? Ocupă-te de asta. Eu am de pregătit niște lecții private de hula. Mă cheamă Arlin. E o greșeală de pronunție frecventă. În orice caz, cu ce vă pot ajuta? Mâine este ziua surioarei noastre, Chelsea. E încă destul de mică, așa că știi tu, e ceva important. Niciun cuvânt în plus, cumpete! Știu locul perfect! Luați-vă costumele de baie și veniți pe puntea de sus să ne distrăm ca pirații! Ia-ha! Cum sună? Sună grozav! Hai să ne schimbăm! Arlin? Saltare? Vorbește ca pirații? Crezi că e un pirat adevărat? Pe bune? Un pirat? Pentru cineva care are aproape 7 ani, încă ai o imaginație foarte bogată. Vă prezint Râul Leneș! Super! M-aș putea obișnui cu asta. Pe aici! Treceți pe aici! Locul ăsta scrie Stacy. Nu apropii, ar fi ciudat. Și uite, are și o zonă pentru aniversari. E perfect. Abia aștept să-mi petrec ziua de naștere aici. Mă gândeam eu că o să-ți placă. De ce nu intri puțin? Să încerci apa cum ar fi. Pare o idee bună. Grăzav! Ura! Așa, fetelor, spuneți Iuleaua! Da! O iau eu! Râul Leneș e cel mai tare! Sunteți bine? Nu pot să-mi închipui ce-a făcut râul să o ia razna. Am verificat toate circuitele de pe navă. N-am găsit nicio problemă majoră pe nicăieri. Păi, poate că problema pe care o cauți e de fapt foarte mică. Asta nu e păpușa lui Chelsea? Cum a ajuns aici? Iar, cine ar pune o jucărie în panoul de control? Un copil? Tocmai de asta ar trebui să existe o limită de vârstă pentru pasagerii de pe navele de croazieră. Nu am fost eu! Nu aș face niciodată așa ceva! Știm că n-ai face asta, scumpo. Păi, cineva a făcut-o, iar acum au stricat distracția tuturor. Râul Leneș este închis și toate activitățile sunt anulate până la noi ordine. Dar mâine este ziua mea! Mă apuc de reparații imediat. Chels, nu vom lăsa ca asta să-ți strice ziua de naștere. Mă duc în cameră. Nu vă deranjează dacă ținem petrecerea aici, nu? Așa nu o să mai stricăm distracția nimănui. Pot să intru? Nu e nevoie. Putem să găsim ceva de făcut și singure. Dar vreau să ajut. Asta fac surorile mai mari. Ajută. Nu e așa, Chelsea? Îmi amintesc ziua în care ți-am dat-o. Obișnuia să fie a mea, știi? Știu. Văd că ai avut mare grijă de ea. Pot să am grijă de lucruri? Mâine fac 7 ani. Sunt practic un adult.
Nu trebuie să fii adult încă. De asta suntem noi aici, ca să te ajutăm și să ne asigurăm că mâine vei avea cea mai tare zi de naștere. Indiferent câți ani faci, mereu vei fi sora noastră mai mică. Ești bine? Sunt mai bine decât bine. Sunt super mega bine. E ajunul aniversării mele. Dar acum e timpul de culcare. E încă lumină. Cu cât ador mai repede, cu atât mai repede se va face dimineață și va fi ziua mea. E ziua cea mare! Oh, e ceva special la ziua de azi? Tu glumești? Oh! Pe bune? Glumeam! La mulți ani! Bine, Chels! Acum spune tuturor ce zi e azi. Suntem în 10! Este ziua mea! La mulți ani, Chelsea! La mulți ani! Ce ciudat! Că doar cu telefonul în mână de parcă ar fi un animăluț de pluș? Am ajuns să acceptăm asta. Nu. Ziua lui Chelsea e pe 10, dar telefonul arată că azi suntem în 11. Ha? N-are niciun sens. Stai, și telefonul meu arată la fel. Dar e imposibil. Când ne-am dus la culcare, era ziua dinainte aniversării mele. Cum poate fi acum ziua de după? Ce s-a întâmplat cu ziua mea? Chelsea, stai puțin! Au! Serios? Mă scuzați! Știți cumva ce dată e azi? Este 11, domnișoară! Bună! Știți cumva încât suntem azi? 11? Îmi puteți spune încât suntem azi, capitane? Desigur! Suntem în 11! Duceți-l la tribord! Mai la tribord! Ăla nu e tribordul! Ce fel de marinar sunteți voi? Domnule director de activități, domnule, am o mare problemă! O problemă uriașă! M-auziți? Da, ce? Ieri a fost în 9, ziua mea este pe 10, dar azi suntem în 11. Așa, și? Ce s-a întâmplat cu ziua mea? Nu e evident? Azi noapte am trecut linia internațională a datei. Ce înseamnă asta? E ca atunci când treci la un alt fus orar, doar că în loc să schimbi ora, noi am schimbat ziua cu totul. Stați, deci ziua mea a dispărut? Oh, privește partea bună. În loc să aștepți 365 de zile până la ziua ta de naștere, acum trebuie să aștepți doar 364. Dar ziua ta de anul ăsta s-a pierdut definitiv. Chelsea, unde ești? Au! Sunt doar în trecere. Chelsea! Chelsea! Hey! Oh, scuze! Ați văzut-o cumva pe Chelsea? Mă simt îngrozitor. Cum să uităm de linia internațională a datei și să pierdem tocmai ziua ei? Nu-ți face griji, mamă. O găsim noi. Cum de nu au știut de linia asta internațională a datei? Doar sunt adulți. Ce ai spus, Chelsea? Așa e. Probabil că nici măcar nu le pasă de ziua mea de naștere. E cineva aici? Saltare, micuțule tovarăș! Hei, un papagal vorbitor! Și vorbești ca un pirat! E din cauza locului! Bună! Ce faci, matale, aici? Încerc să uit că nu-i pasă nimănui de ziua mea. Uitată de propria familie! Tare-i rău pentru o tânără fată ca tine! Aproape la fel de rău ca atunci când am fost obligat să merg pe scândură într-un crater plin de rechin. Dar asta e altă poveste. Wow, pare o poveste interesantă. Dacă mi-aș recupera ziua de naștere, mi-aș dori o aventură ca asta. Ar arăta cât de mult m-am maturizat.
Dar asta nu se va întâmpla. A 7-a mea zi de naștere e pierdută. Poate nu este. Ce vrei să spui? Există magie în lume. Dacă știi unde să o cauți. Legenda spune că există o nestemată magică ce îndeplinește dorințe, ascunsă pe o insulă împădurită. O insulă împădurită ca aceea? Da, dar doar cineva curajos, isteț și puternic poate găsi nestemata magică, cică. Oh, eu n-am nicio șansă. Sunt doar o fetiță. Cred că ai mai multă forță în tine decât crezi. Cum fac să ajung pe insula aceea? Ca să pot găsi nestemata? Sunt sigur că o să găsești o cale să obții ce-ți dorești cu adevărat. E pustiu. Ei bine, dacă aș fi o nestemată magică, aș fi... pe acolo? Mersi! Acesta este uimitor! Alo? Cine e acolo? Ești bine? Nu chiar! Wow! Wow! Locul ăsta chiar e magic! Ești un elefant vorbitor! Uh-huh. Eu sunt Kelsey! Vorbești serios? Știam eu că e un nume grozav pentru un elefant! Eu sunt Chelsea! Cum de poți să vorbești? Pentru că am gură? Chiar are sens ce spui. Dar de ce plângeai? M-am rătăcit. Nu-mi doresc decât să ajung acasă. Dar nu știu drumul. Oh, ce trist. Te pot ajuta eu? Ai putea? Dar știi măcar unde te afli? Băi, nu. Dar am auzit că e o nestemată magică ascunsă în jungla asta. Dacă o găsim, o să ne îndeplinească toate dorințele. Serios? Eu îmi doresc o grămadă uriașă de arahide. Credeam că vrei să ajungi acasă. A, da, dar și arahidele îmi plac foarte mult. Mi-aș dori mai întâi să ajung acasă, apoi să primesc arahidele. Și cum găsim nestemata asta magică? Ce cauți? Poate fi chiar sub nasul tău. Bună din nou! Ce spuneai tu cu chiar sub nasul tău? Ce cauți tu? Doar tu găsești. Urmează-ți nasul, ghicitoarea potrivești. Bine, am punți de spălat! Mult noroc! Stai! Nu știu ce înseamnă toate astea! Și acum? Păi, tu ai un nas foarte mare. Fără supărare. Nu m-am supărat. Chiar am un nas mare. E farmecul meu. Simți vreun miros diferit? Poate că e un indiciu. Chiar simt un miros diferit. Miroase... a ceva... ceva magic! Pe aici! Uh-huh! Chelsea! Pot să-mi găsesc prietenii, telefonul, calculatorul? De ce nu-mi pot găsi și sora mai mică? Uite o idee bună de aplicație! Arlene! Ai văzut-o cumva pe Chelsea? Au! Mă tem că nu! Trebuie neapărat să o găsim. E foarte supărată. Nu vrem să pățească ceva. Uneori nu prea știe ce face. Chiar așa? Am impresia că e mai stăpână pe ea decât credeți voi. Da, fără supărare, dar cred că o cunoaște mai bine pe sora noastră decât o cunoști tu. Bine atunci. Ar trebui să știți exact unde să o găsiți. Arlene! Piscina pentru aerobic acvatic nu o să se curețe singură! Iar, o să fiu atentă dacă apare. Dar știu sigur că o veți găsi. Încercați să gândiți ca ea. Ia!
persoană deosebită. Dar nu ne prea ajută. Ba, cred că ne-a ajutat. Trebuie doar să gândim ca Chelsea. Unde s-ar duce ea? Undeva să scape de noi? Cauți o evadare? Turul nostru pe insula aventurii începe în 5 minute. Wow! Ce frumos e! Și miroase minunat! Dar care dintre ele miroase magic? Aceea! Hei! Mă gâdil! Și tu poți să vorbești? Normal! Adică, poate nu am eu un sistem nervos central ca unii oameni, dar am și eu talentele mele. Hei! Mă gâdil! Ai un indiciu pentru noi? Depinde! Puteți rezolva o ghicitoare? Iubesc ghicitorile! Cum ar fi, de ce a traversat găina drumul? Aia nu e o ghicitoare, e un banc! Asta e o ghicitoare! Dacă tu cauți magica nestemată, ascultă ce-ți spun eu de-ndată! Adăpostul castorilor trebuie să găsești, dar de primul țesător al lumii să te ferești! Gata, ați înțeles? Ceva cu nestemata? Un castor și un țesător? Cam așa ceva! În regulă, trebuie să mă întorc la fotosinteza mea. Avem un număr limitat de ore pe zi, chiar și într-un tărâm magic! Mult noroc! La ce se referă indiciul? Am făcut un referat despre castori la școală. Casele lor se numesc baraje. Asta e! Un baraj este un fel de fort sub apă. Sunt sigură că dacă mergem pe lângă râu, o să găsim unul. Bună ziua! Ați văzut cumva o fetiță care a trecut pe aici? Are părul blond, cam de înălțimea asta, zâmbet larg și o atitudine foarte degajată. Nu îmi amintesc. Dar dacă voi căutați o aventură, turul prin junglă începe de acolo. Un tur prin junglă? Sună grozav! Sună periculos. Chiar e! Nimeni nu se întoarce viu de acolo. Serios? Nu, așa spun eu ca să fie mai dramatic. Lucrurile devin destul de plictisitoare pe aici câteodată. Crezi că Chelsea s-a dus acolo de una singură? Biata Chelsea, probabil e foarte frică. Haideți! Aveți grijă la vânătorii de recompense? La zombi, la dinozauri și la vampiri? Vampiri, ce amuzant sunt! Ai cumva niște cremă de protecție solară cu factor de protecție 1 milion? Doar să mai găsim un țesător. Ajutor! Ajutor! Grăbește-te! Poate să se întoarcă oricând. Cine? Un țesător? Da, poți spune și așa. Chelsea, prinde-mă de braț. Haide! S-a împotmolit rău. Nu știu ce aș fi făcut dacă nu ați apărut voi. Mulțumesc. Eu sunt Darby, apropo. Eu sunt Chelsea, iar ea e Kelsey. Căutăm o nestemată magică ce îndeplinește dorințe. Serios? Vă pot ajuta să o găsiți? Ai face asta pentru noi? Asta fac eu, ajut. Asta încercam să fac și când m-am prins în plasă. Încercam să ajut un fluturaș. Dar până la urmă se pare că eu am avut nevoie de ajutor. Lucrurile astea se întâmplă mereu.
Hei, de ce nu vii cu noi? După ce găsim nestemata, eu o să-mi doresc să-mi recapăt ziua de naștere, iar Kelsey să-și găsească familia. Tu poți să devii mai bună la ajutat. Serios? Aș face orice să ajut și mai mult? Grozav! Poți începe prin a ne ajuta să găsim indiciul. În regulă! Auci! Hei, am găsit ceva! Cred. Nu scrie nimic. Wow! Găsește un loc sacru ascuns pe care uitarea l-a ajuns. O construcție odată așa mare, ce acum e doar pulbere în zare. Ceva sacru și mare. Cum ar fi un castel sau un templu antic? Asta e! Veniți după mine! Știu o scurtătură! Hei, stai! Haideți! Trebuie să fie pe aici, pe undeva. Chelsea! 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 Pe bune! Tratare? Da! Pe de altă parte, aici parcă stai în puf. Încearcă și tu! Oh, wow! Oh, ce moi sunt! Fetelor, nu avem timp să ne prostim. Trebuie să o găsim pe Chelsea. Cine știe ce pericole sunt pe acolo? Telefonul meu știe. Am o aplicație. Îți spune despre animale sălbatice, fructe otrăvitoare, plante înșelătoare. În principiu, cam tot ce vrei să eviți pe o astfel de insulă. Îți cam dă mâncărimi insula asta. Da, chiar îți dă mâncărimi. Ce mâncărimi? Stai, Skipper, dă-mi telefonul tău. Mă gândeam eu. Ce e? Florile astea moi? Vrei să spui cele în care m-a tras, Skipper? Se numesc Prunaria mâncărimitoria, cunoscute și drept florii care dau mâncărimi. Trebuie să scăpăm de mâncărimi! Barbie, fă ceva! Un termos? Chiar e momentul acum pentru o băutură caldă? Nu e o băutură, este... Terci de ovăz? Da, pentru că nu știi niciodată când poți ajunge într-o astfel de situație cu mâncărimi de la flori. Fiți sigure că vă dați peste tot. Arată dezgustător, dar deja mă simt mult mai bine. Și eu. Tu chiar te gândești la toate, Barbie? Acum, dacă m-aș putea gândi și unde s-a dus Chelsea... Wow! Uimitor! Acesta este templul antic al tiranului Tiki. Sau ce-a mai rămas din el? Un templu vechi în paragină. Cred că asta spunea ghicitoarea. Să mergem! Wow! Uitați! Un semn! Liniște! Nu-l treziți pe Tiki. Altfel... Oare ce înseamnă? Nu cântează! Putem să facem liniște! Avem o mică problemă! În regulă, putem face asta. Trebuie să nu facem zgomot. Ce spuneți acum de adevărată provocare? Liniște!
Mai faceți asta odată, dar stați în mâini și pasați o nucă de cocos de pe un picior pe altul. Liniște. Eu îi spun provocarea cu nucă de cocos în echilibru cu susul în jos. Ai putea să vorbești mai încet? Trebuie să facem liniște ca să nu trezim pe Kitty. Ce idee bună! Să ridicăm ștacheta. Acum este provocarea cu nucă de cocos în echilibru cu susul în jos. Liniște! Liniște! A fost cât pe ci. Mai să fie! Aproape l-am trezit pe... Asta și eu. Eu sunt Lacey. Tocmai inventam un nou sport. Cu asta mă ocup eu. Iar ele sunt... nu le cunosc. Îmi cer scuze, domnule statuetichii. Noi căutam un indiciu, dar să plecăm. Stați pe loc! Acum că m-ați trezit, eu am să-l trezesc pe Bolcator! Am spus că am să-l trezesc pe Bolcator! Voi nu știți cine e Bolcator? Momentul ăsta ar fi fost mult mai dramatic dacă ați fi știut. Bolcator este numele acelui vulcan. Oh, și? Și? Când va erupe, vă va distruge pe toți! Știi ce ar fi super mega grozav? În loc să trezești un vulcan și să ne distrugi pe toți, hai să jucăm un joc împreună. Un joc? Dar eu chiar așteptam cu nerăbdare distrugerea voastră. Jocul va fi mult mai amuzant. În plus, hai să fim serioși. Cred că ești destul de singur aici. Nu ți-ar plăcea să ai niște prieteni cu care să te joci? Sunt sigură că da. Iar dacă ne distrugi, ei bine, o să ai parte de singurătate. Uite cum facem! Tu alegi un joc și dacă mă puteți învinge, voi distruge doar jumătate din insulă! Bine fie! Vă las să treceți, fără să fac vulcanul să erupă! Bine! Să facem! Avem atâtea sporturi inventate din care să alegem! Ce să fie oare? Mă tem că nu am terminat de explicat regulile! Persoana cu care mă joc poate alege jocul, dar eu îmi aleg adversarul. Iar eu o aleg pe... ea! Pe mine? Dar ea e doar o fetiță. Exact! Iar eu sunt o statuie magică atotputernică. Și îmi place uneori să dansez hula. Nu mi-e frică de tine. Aveți încredere, mă descurc. Ei bine, aștept! Urmați-mă! Ce căutăm aici la râu? Concurs de sărituri! Cine stropește mai tare câștigă! Ce? Un concurs de sărituri? N-ai nicio șansă, fetițo! Mai vedem noi! După tine! Bine! Cum vrei tu! Wow, e bun! Cum o să reușești să-l întreci? Nu va trebui, putem să plecăm. Ha? Uite! Să te văd! Nu. M-a luat apa! L-ai păcălit! Foarte isteț! Dar sunt tot supărată că nu am cu cine să încerc noile mele sporturi. Mi-aș dori să am mai mulți prieteni cu care să mă joc. Noi căutăm o nestemată magică ce îndeplinește dorințe. Vino cu noi să-ți îndeplinești și tu dorința. Dar trebuie să găsim următorul indiciu. Deci ăsta era un indiciu? Credeam că e doar o prăjitură ciudată cu răvaș. Wow! Găsește un loc rece, obscur și umezit. Treci prin el și o idee s-a trezit. Ești tot mai departe de acasă și te apropii de nestemata magică. Nu
prea rimează. Și totuși cumva știu exact la ce se referă. Pe aici! Chelsea! 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 Măcar am căzut pe nisip de data asta, nu pe plante odrăvitoare. Așa e. Dar nu e asta plaja de pe care am plecat? Oh, nu! Am mers în cerc! Ascultați, mi se pare mie, sau pescărușul ăla se uită ciudat la noi? Și nu doar el. Încep să mă sperie. E în regulă, pescărușii sunt inofensivi, atât timp cât nu-i ademenim cu vreun fel de mâncare. Bine că nu e deloc mâncare prin preajmă. În afară de tercul cu care suntem acoperite. Păsărele bune! Pară-o mai tată! Crezi? Ce facem acum? Fugim! Ta-da! Cel mai întunecos, rece și umed loc de pe insulă! Wow, ce întunecat e! Aș vrea să fiu acasă acum! Nu știu, nu e atât de rău! Niște decorațiuni drăguțe, o canapea, câteva perne și ar arăta grozav! Cu cât îl traversăm mai repede, cu atât o să ni se îndeplinească dorințele mai repede. Ce se aude? Nimic de care să ne temem, cred. Ce? Sună bine! Dar ce este? Tigru? Ce? Cred că a spus tigru? Da, este un tigru. Și nu e niciodată o idee bună să întrerupi un tigru. Nu am vrut să te întrerupem. Vrem doar să trecem prin peșteră ca să ni se îndeplinească dorințele. Dar totuși, ce face acolo? Părea distractiv. M-ați auzit? Plecați acum, înainte să vă mănânc! Ce ne facem? E înfricoșătoare! Câteodată, sora mea Skipper spune că vrea să fie singură când lucrează la muzica ei. Dar asta se întâmplă din cauza că nu crede că e destul de bună și se teme să o audă cineva. Dar e ridicol! Deci tot ce avem de făcut e să găsim pe cineva suficient de curajos să-i spună asta. Ce vrei să faci? Voiam doar să-ți spun că ne-a plăcut muzica ta. Serios? Aha, sună foarte bine. Ar trebui să-i lași și pe alții să o asculte, mai ales dacă te face fericită. Serios? Stai! Nu! Vrei doar să mă păcălești ca să vă las să treceți prin peștera mea? Da, vreau să trecem prin peștera ta, dar asta nu înseamnă că nu mi-a plăcut muzica. Suna cam așa, nu? Da, și cum ar fi dacă adaug asta? Se întâmplă să ne simțim prea mici, ne temem să fim noi înșine, dar rezolvarea tu o știi, nu este greu, o să încep eu. Atunci când simți că te-ai blocat, nu fi deloc descurajat, nu te lăsa, totul poți schimba. Fă tot ce poți, ritmul să-l schimbi. Ritmul urmărești, învârtești, e un ritm doar al tău, poți să uiți toate grijile. Iar atunci, imediat, te simți eliberat, fiindcă este ritmul tău. Începem din nou, de vrei și tu. Ce a fost este uitat și nu te lăsa descurajat. Iar totul de la început, te teamă
pe drum m-am rătăcit, dar singură nu m-am simțit, căci peste tot unde am umblat, prietenii m-au ajutat. Începem astăzi lucruri noi și e mai amuzant în doi. E o nouă zi, haideți să cântăm, doar împreună ne descurcăm. Haide! Ritmul urmărește, învârtește un ritm doar al tău, o să uiți toate grijile. Iar atunci imediat te simți eliberat, fiindcă este ritmul tău. Începem din nou, oh, 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 oh. Să faci asta! Mulțumesc că ați cântat cu mine. A fost distractiv. Mi-a amintit de un cântec pe care l-am inventat cu surorile mele acasă. Acasă? Mi-e mai dor de acasă ca oricând. Hai să mergem mai departe. Se pare că va trebui să găsim o altă cale să ne îndeplinim dorințele. Stați! Dacă vă las să treceți prin peșteră, pot să-mi pun și eu o dorință? Depinde. Dorința ta e să ne mănânci? Dorința mea e să fac muzică tot timpul, pentru toată lumea. În acest caz, hai să mergem. Dar trebuie să ne promiți că n-o să ne mănânci. Glumeam mai devreme. Sunt vegetariană. Apropo, eu sunt Snipper. Și unde găsim chestia asta magică ce îndeplinește dorințe? Undeva de cealaltă parte a acestei peșteri. Nu-i atât de întuneric aici? Da, ar trebui să ne găsim drumul fără probleme. Nu! Oh, nu! Chelsea? Probabil că e pe undeva pe aici, dezorientată, speriată, micșorată? Nu cred că se micșorează. Nu ea, noi. De când avem noi aceeași înălțime? Ne se par ucisătoare! Stați liniștite! Vă scot eu! Ajută-ne, Barbie! Grăbește-te! Sunt surorile mai mari. De asta trebuie să o găsim pe Chelsea. Dar dacă nu... Să n-o spui, o să fie bine. Ce am făcut? E numai vina mea. Surorile mele aveau dreptate. Chiar trebuie să aibă cineva grijă de mine. Serios? Nimeni nu m-a înfruntat așa până acum. Ai avut ceva curaj. Înțeleg ce spune. Te descurci, Chelsea? Am ajuns. Da, sigur, viața e plină de provocări neașteptate. Dar chiar și când e ceva serios, cum ar fi să rămâi blocat într-o peșteră? Sau să pierzi cu totul o zi de naștere? Continui să lupți. Te ridici, te cureți puțin, îți construiești o mașină a timpului și îți recuperezi ziua de naștere. Păi, poate nu și ultima parte, dar o să găsești tu drumul înainte. Te-am urmărit făcând asta în toată călătoria noastră. E uimitor. Sunteți cele mai tari. Îmi amintiți de familia mea. Mi-e dor de ei. Și mie. Chiar îmi doresc să merg acasă. Atunci hai să-ți îndeplinim dorința. Trebuie să fie o cale de ieșire de aici. Am găsit partea, are
rece și întunecată. Dar cum rămâne cu partea umedă? Oh, desigur! Apa cu reflexie! E pe aici, pe undeva. Ia uitați! Oh. Insula. Chelsea nu e pe nicăieri. Nu putem renunța. Da, dacă o pierdem pe Chelsea, eu o să fiu cea mai mică. Și am stabilit că nu-mi convine asta. Aventura în junglă se va închide în 5 minute. Săriți în barca de salvare și am să vă duc înapoi la navă. Aventura se va închide? Cum se va închide? Doar nu credeai că e o insulă adevărată. E parte din pachetul de aventură al croazierei. Poftim? Vrei să spui că asta nu e o insulă adevărată? Nu, asigurările ar fi fost uriașe. Ei, asta mă face să mă simt puțin mai bine, dar sora noastră e în continuare pe aici, pe undeva. Nu din câte am văzut eu, toți oaspeții s-au întors. Nu plecăm de aici fără Chelsea. Hei, năsosule Pat, mă ocup eu de asta. Arlin, ce ne bucurăm să te vedem. Nu găsim pe Chelsea, ne-ai spus că e aici. Așa v-am spus? Sunteți sigure? Stai, ce ai spus a fost: încercați să gândiți ca Chelsea. Oh, noi am fost cele care au crezut că ar fugi. Ar fi trebuit să știi mai bine. E prea deșteaptă să plece de capul ei pe o insulă împădurită. Da, e o fată deșteaptă care vrea să fie singură puțin. Unde credeți că s-ar duce? Câteodată, ceea ce cauți e chiar sub nasul tău. Nu sub nasul ăla. Oh! Ura! Am ieșit! Am reușit! Suntem libere! Să găsim următoarele indiciu! Credeți că poate fi ăsta? Prindeți finalul printre stropi pe fundul celei mai mari gropi. Finalul e aproape, stai să auzi! Grăbește trecerea fără să te uzi! Deși că ai ratat cu tărie crezi, un obstacol mic te ajută să înaintezi. Toate indiciile sunt așa lungi? În regulă, putem să o facem. Găsește o trecere fără să te uzi. Rulul e aici. Trebuie să fie un pod sau ceva pe unde putem trece. Pe lângă o groapă mare. Darby, ești cea mai înaltă. Vezi vreo groapă mare de acolo de sus? Nu chiar, sunt foarte mulți copaci. Nu se vede nimic de vulcan. Asta e! Vulcanul e groapa cea mare, iar trecerea peste râu trebuie să fie la poalele lui. Haideți! Da! Da! Ce? Au scăpat? Nu se poate! Am să le opresc chiar dacă e ultimul lucru pe care îl fac! Mata magică. Trebuie doar să ne dăm seama cum să trecem râul. Nu pare prea adânc. Poate vă pot trece eu în spate. Sau nu? Eu aș prefera să nu devenim mâncare pentru crocodili. Știu eu cum să facem. Mai întâi trebuie să facem o praștie uriașă. Eu îmi dăm mult în spate. Apoi, ba nu, de crocodil. Dacă mă gândesc mai bine, poate că praștea nu e cea mai bună soluție. Suntem atât de aproape, trebuie să găsim o cale să trecem. Da, să se întâmple! Statuia Tiki! Îl cunoașteți? Da, mă știu! M-au folosit pe post de saltea gonflabilă. Ce rușine! O să plătiți pentru îndrăzneală! Trezește-te! Volcator! S-a terminat cu noi. Nu, eu nu renunț. Trebuie să mai fie o cale.
de parcă ar fi. Nu ești decât un copil. Toată lumea știe cât de inutil sunt copiii. Copiii mici pot face lucruri mari dacă îi lași. Știu că poți să o scoți la capăt. Nu, nu poți. O să ratezi. O să ratezi. Deși că ai ratat cu tărie, crezi, un obstacol mic te ajută să înaintezi. Ghicitoarea! Știu ce-i de făcut! Ce fa... Oh, nu! Va fi momeală pentru crocodili! Să nu fie înfometați când trecem noi! Haideți! Folosiți-i ca să treceți! Hei! Nu-i corect! Turiștii! Uhu! Da! Nu, 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 nu-mi trebuie! Ai grijă! Oh, nu! Nu am gândit-o prea bine! Ai reușit, Chelsea! Ne-ai salvat! Ești o eroină! Da! Mulțumim tare mult! Mulțumesc mult că ați crezut în mine! Acum, haideți să găsim nestemata! Timpul ca toate dorințele noastre să se îndeplinească. Am să-mi recuperez ziua de naștere. Și cum funcționează? Suflăm toate odată? Wow! Uite, are și instrucțiuni. Ai rezolvat ghicitori. Dorința ți-e mândrie, dar numai una poate stinge acea făclie. Doar una poate să stingă? Dar asta înseamnă că doar una își va îndeplini dorința. Cum hotărâm cine? Eu cred că tu știi ce e de făcut, Chelsea. Wow, a fost o călătorie minunată. Am avut de învățat de la fiecare dintre voi. Mi-ați arătat că pot să fiu curajoasă, puternică și isteață. Surorile mele ar fi foarte mândre. Eu zic să-i dăm dorința lui Chelsea, pentru că nimic nu e mai important ca familia. Serios? Chelsea? Mamă? Tată? Chelsea! Te-am căutat peste tot. Îmi pare rău că m-am îndepărtat. Nu vreau să mai plec de lângă voi niciodată. Oh, scumpo, când ne întoarcem acasă o să facem o mare petrecere ca să sărbătorim întoarcerea ta. Ați auzit? O mare petrecere! Și sunteți toate invitate! O petrecere? Super! Grozav! E cumva nevoie de muzică la petrecerea ta? Doar dacă promiți că e compusă de tine. Ei, dacă pot cânta, nici nu mai am nevoie de vreo dorință. Ce drăguț! Știi de ce mai e nevoie la petreceri? De jocuri! Serios? Pot să inventez niște jocuri? Iar voi să vă jucați cu mine? Ah, în sfârșit! Un joc inventat de mine și prieten cu care să-l joc! Dorința mea s-a împlinit! Înseamnă că am rămas noi două, Darby. Tu ai fost ca o soră mai mare pentru mine în toată aventura asta. Și pentru că știu ce înseamnă o soră mai mare pentru una mai mică, îți las ție dorința. Eu nu am nevoie. Tot ce-mi doream eu era să ajut. Dar tu mi-ai arătat că uneori cel mai bun mod de a ajuta e să lași oamenii să facă lucrurile cum vor. Haide, pune-ți tu dorința. După toate acestea, ce îți dorești tu cel mai mult? Te-am găsit!
Ce ne-ai speriat? Ești bine? Sunt bine! A fost o zi minunată, dar voi păreți cam agitate. Crești atât de repede. Iar eu sunt foarte mândră de tine. Vino încoace. Hei, se pare că ați avut parte de o adevărată aventură azi. Ah, eu mă bucur că sunteți în siguranță și că suntem împreună din nou. Dar tu, mamă, ai rezolvat problema cu sistemul de operare al navei? Știi, este foarte ciudat. Am verificat fiecare linie din cod de două ori și nu am găsit nimic greșit. Cred că văd eu ceva greșit. Cât îmi urăsc slujba. Tu stai aici. Aha! Te-am prins cu mâța în sac. Tu ești cel care a sabotat nava, ca să nu trebuiască să-ți faci treaba. Nu contează, puștoaico. E cuvântul meu împotriva cuvântului tău. Chiar crezi că te va crede pe tine capitanul și nu pe mine? De ce nu o întrebi chiar tu? Nu e ceea ce pare. Cred că avem un nou director de activități. Duceți-l jos. Iahar! Iau eu asta! Ha-ha-ha! Mulțumesc, domnișoară. A fost foarte matur din partea ta. Așadar, poate că Chelsea și-a ratat ziua de naștere, dar tot a avut parte de o aventură nemaipomenită. Când ești înconjurat de cei pe care îi iubești, mereu merită să sărbătorești că ai crescut. Ești gata să-ți pui o dorință? Nu am nevoie. Mi s-a îndeplinit dorința deja. Ce frumos! Dar haide, suflă oricum în lumânări. Pericol de incendiu. Da! Să înceapă petrecerea! Atunci când simți că te-ai blocat, nu fi deloc descurajat. Nu te lăsa, totul poți schimba. Fă tot ce poți, ritmul să îl schimbi. În rim să te miști, te vorbești, e un ritual al tău. Poți să uiți toate grijile. Începem din nou, oh, 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 oh. De vrei și tu, ut. Ce a fost este uitat și nu te lăsa descurajat. Începe, început, da. Ce a fost este uitat și nu te lăsa descurajat. Atunci când simți că te-ai blocat, nu fi deloc descurajat. Nu te lăsa, totul poți schimba. Fă tot ce poți, ritmul să-l schimbi. Ritmul urmărește, învârtești, e un ritm doar al tău. Poți să uiți toate grijile, iar atunci imediat te simți eliberat, fiindcă este ritmul tău. Începem din nou, oh, 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 oh. Să faci asta! Poli, vrea un biscuit? Un hamburger? O cafea cu soia?